Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Jocuri de jucat în trafic. Acum să te văd, Fetița Zurli. Acum să mă vezi, Arti, prezentatoarea. Pentru că jocul de astăzi este unul foarte simplu. Da. Îi invit pe părinți să-și deschidă urechile bine, să înțeleagă foarte clar regulamentul și să joace acest joc de jucat în trafic oriunde s-ar afla. Da, pot să întreb ceva? Te rog. Sunt drăguță? Ești foarte drăguță. Mulțumesc. Plecăm de la o culoare, da, și trebuie să găsim lucruri cât mai multe în culoarea respectivă. Sună interesant. Sună foarte interesant. Ce e foarte frumos să le spunem oamenilor care ne ascultă, că aceste jocuri pot fi jucate acasă, în cadă, în pe stradă, la masă, în stația de troleibuz, în tren, oriunde, dar mai ales în trafic, acolo unde șoferul nu trebuie să se uite în ochii celui cu care se joacă. Noi acum putem să ne uităm ochi în ochi. Ochi în ochi. Și să ne inspirăm una de la cealaltă. Da, să obrajor în obrajor, nasuc în nasuc. Urechiușă în urechiușă. Ești gata? Sunt pregătită. Uite, eu o să spun o culoare și va trebui tu să spui ceva ce are culoarea respectivă, pe urmă eu, pe urmă tu, pe urmă eu și cine nu mai are idee, pierde punctul. Am o idee. Mă lași pe mine să câștig? Nu este o idee foarte fericită. Da, tu antiprezent. Pentru că tu poți să câștigi prin forțele proprii, Fetiță Zurli. Iar dacă nu câștigi, înseamnă că n-a fost ziua ta câștigătoare. Adică există zile câștigătoare, exact, și zile mai puțin câștigătoare. O, sunt săptămâni câștigătoare. Și adică dacă într-o zi nu mă simt câștigătoare, aia e, nu trebuie să mă supăr? Evident, așa cum nu se supără nici cei care nu câștigă la dublu sau nimic. Poate că astăzi o să câștige cineva. Hai să vedem cu jocurile, hai, da? Uite, da. Ești pregătită? Mm-hmm. Hai să luăm o culoare foarte la îndemâna noastră, să spunem albastru. Înghețata albastră. Cerul. Apa. Da, oceanul, marea. Oceanul, marea, bravo. Uite, cutia mea de ochelari de vedere este albastră. Husa de la telefonul tău. Asta mi-a inventat. Bijuterie albastră. Am spus înghețată albastră? Ai spus-o, da. Bine, altă culoare. Altă culoare. Poți să spui tu. Poți să alegi tu culoarea. Culoarea roșie, că e preferata ta. Păi hai să zicem roșii. Da, asta vreau să zic și eu. Mi-ai luat ideea. Ardei roșu. Mere. Roșii. Ruj roșu. Sânge roșu. Oză roșie. Uite, sigla de la Europa FM, am zis. Rochia mea din spectacolele Gașca Zurli. Lumina din arena de la Circul Metropolitan. Pantofii pe care o să-i încalci astăzi la Tirivan Tiribun de la 3. Înghețata roșie. Este înghețată roșie? Da, da, normal, de zmeură, de mure, de și astea sunt roșii. Și cireșele sunt roșii. Bravo, Fetița Zurli. Am câștigat. Cred aproape că ai câștigat. Uite, hai să mai luăm încă o culoare, să zicem verde. Verde este luna. Nu, am greșit. Verde așa este bluza mea. O frunză e verde. Ceaiul verde. Pastei verzi. Aoleu, fasole verde. Castravete. Mazăre. Salată verde. Frunză de ridiche. Frunză de ridiche și frunză de orice. De morcov. De rucola. De crucola. Verde este... Hai să zicem galben. Galben, perfect. Mămăligă. Iubire. Soare. Mămăligă cu iubire. Păi, data antiprezentatoarea, pentru că e galben este lumina de la soare, care spune căldură și iubire atunci. Și emoțiile, da, o culoare. Bravo, Fetiță Zurli. Da. Mai știi ceva galben? Mai știu, rochia mea e galbenă. Și poșeta pe care mi-am cumpărat-o eu ieri. Au, celica, mamalica, numai la poșeta îți sta capul. Sunt foarte încântată pentru că îmi place foarte tare galbenul. Despre asta e vorba. Îi rugăm pe părinți să exerseze și ei acasă, să se folosească de toate culorile. Mai sunt încă foarte multe pe care noi nu le-am spus și sunt foarte multe lucruri în culorile respective, rozul, pe care nu le-am menționat. Rozul, știi ce înseamnă? Ce înseamnă roz? Pupici cu sclipici. Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.